emisiune sponsorizată de Condor Oil. Bună seara, bine v-am regăsit la emisiunea Banii Tăi. Bună seara, Marius. Bună seara, Cristiana. Bună seara, stimați telespectatori. Ne face plăcere din nou să fim în casele dumneavoastră. Banii Tăi, subiecte de interes local, internațional, național. Despre ce vorbim în seara asta? În seara asta o să vorbim despre zilele libere de Paște, despre primele de Paște, bineînțeles despre banii tuturor. Stimați telespectatori, este o emisiune despre zile libere și despre concedii, despre vacanțe. Unde mergem de Paște? Nu știu unde mergeți dumneavoastră, nu știu nici unde să merg eu, dar bugetarii vor primi salariile mai devreme pentru a avea bani de Paște. Poți să fiu și eu bugetar? Nu știu dacă vă doriți. 12 zile libere, dacă n-ați observat, sunt în luni în acest an. 12. Pentru bugetari? Pentru bugetari, dintre care 8 în timpul săptămânii, 4 în weekend, din fericire pentru buget, pentru că dacă ar fi fost toate 12 în timpul săptămânii, ce se întâmplă în momentul în care un om nu muncește? Pentru economie. Nu mă refer la un om, mă refer la toți bugetarii care nu muncesc. Știm foarte bine că în momentul când cineva nu muncește, nu există plus valoare, nu există producție, nu există câștig. Am să vă dau un exemplu pe care l-am găsit în Moldova. Corect. Fiecare zi liberă lipsește statul de un adaos la produsul intern brut de mai bine de 300 de milioane de lei. În Moldova? În Moldova. Noi suntem în România, deci ceva mai mult. Ceva mai mult, pentru că PIB-ul lor a fost de 80 de miliarde. La noi, sincer, nu știu cât a fost. Însă, dacă 3 zile libere sunt luate în luna aprilie, bugetul statului ar costa 1 miliard de lei. La noi sau la ei? La moldoveni. Okay. Și dacă facem o paralelă cu la noi clar este mai mult. Nu, chiar nu prea putem să facem o paralelă pentru că Institutul de Statistică au un alt sistem de calcul decât în Moldova. Institutul de Statistică au un alt sistem de calcul în funcție de cine e la putere. Institutul de Statistică raportează ce vor ei. Dar clar și definitoriu este că atunci când nu se muncește și nu se recuperează, există o pierdere pentru buget, există o pierdere în plus valoare, există o pierdere în bogăția individuală a omului, într-un final. Eu sincer cred că oamenii ar prefera să muncească și de sărbători. Și acum să-mi răspundeți pe Facebook dacă greșesc. Pentru că de sărbători se plătește dublu. Eu cred că în România, cred că lumea ar prefera să nu muncească nici de sărbători, nici de nesărbători. Sincer să fiu, în condițiile în care salariul e așa cum e, în condițiile în care decât să duci la muncă mai bine stai acasă pe ajutor de șomaj, în condițiile în care serviciile sunt așa cum sunt. Trecem un pic de la partea de glumă, a fost o glumă, și spun că sunt țări în lume, n-aș vrea să menționez Japonia, în care cetățenii se duc la servici, în care și-au chiar și două servicii pentru a putea să reziste pe piață, pentru a putea să-și dezvolte familia, pentru a putea să-și realizeze visurile lor, pentru că acolo chiar nu prea sunt șmecheriile care se pot întâmpla aici, tunurile care se pot întâmpla aici sau situația în care vine și spune, băi, noi suntem prieteni de viață, dă și mie 5.000 de lei și ți-i dau și nu-i mai vezi. Apropo de 5.000 de lei, nu știu dacă primele de Paște sunt chiar de 5.000 de lei, dar ce părere aveți? Își mai permit companiile românești să dea și prime de Paște? Sunt companii care își permit să dea prime de Paște, sunt companii care își permit să dea în loc de prime de Paște zile libere, sunt companii care nu își permit și dau. Culmea e că sunt companii de stat care nu-și permit să falimentare și dau. Și dau, pentru că așa s-au obișnuit angajații. Pentru că conducerea preferă să-și mai tragă ceva, indiferent că societatea se duce de râpă, indiferent că lucrurile nu merg. Prea puțin ne interesează. Bun, acum să vorbim de sectorul privat. O companie din Doha a anunțat că își va premia angajații. Mai bine de o treime dintre firmele private le vor acorda angajaților prime în bani. Media este de 400 de lei. Deci o treime le va acorda prime în bani. Da, iar restul coșuri cu bunătăți. Sau zile libere. Zile libere. Plătite. Dacă, zile libere plătite. Dacă angajatorul nu oferă zile libere, vorbim de bugetari, munca prestată trebuie compensată cu timp liber sau cu spor la salariu. Sigur că da, dar aici trebuie să definim, pentru că sunt zile libere obligatorii. Acestea 12. 12 pe an, dar acum, de exemplu, în perioada Paștelui sunt companii
care dau liber începând din 28 de duminică, da, până marțea următoare, pentru că întâi pică undeva marți-miercuri, da, după aia e 2-3 se lucrează, 4-5 e Paștele, 6 ziua după Paști și așa mai departe. Așa că cele două zile se cumulează și implicit să faci o săptămână. Și de unde își recuperează? Își cheamă angajații când? Când poate? Când îi pot chema? În condițiile în care la nivel național marea majoritate a companiilor oferă o săptămână de zile, o săptămână liberă, nu prea ai ce să faci. Degeaba, chiar dacă vii tu la servici și activitatea restul partenerilor, activitatea cu restul partenerilor e închisă, n-ai ce să faci, atunci dai liber. E firesc, ce faci? Faci un credit la bancă, eu știu. Depinde fiecare companie cum își aranjează situația financiară să poată gestiona aceste zile libere. Am înțeles. Să le dăm și un sfat telespectatorilor, să fie atenți că dacă nu primești cel mai bun sfat, fiți liberă, bugetari. Da, dar totuși dacă sunteți bugetari și sunteți obligați să munciți în de sărbători de Paște, pentru că sunt, uite, în sistemul sanitar, locuri de muncă unde activitatea nu poate fi întreruptă, pur și simplu acolo oamenii muncesc, însă să fie foarte atenți, pentru că dacă angajatorul nu respectă această prevedere legală, în sensul că trebuie să primească liber în altă zi sau să primească bani în plus, vor fi amendați și nu e chiar deci de acolo 5.000 de lei până la 10.000 de lei. Amenda. Amenda. Este exact 5.000 de lei de care vorbeam eu. Că... Probabil s-a împrumutat cineva să plătească amende. Așa, da. În următoarele 30 de zile trebuie, deci dacă s-a muncit pe 1 mai, care este declarată zi liberă, până la 31 mai, oamenii vor trebui să-și primească bani în plus sau o zi liberă. Primească o zi liberă. Am înțeles. Situația este că ar trebui un pic să ne orientăm spre cum să facem să muncim, cum să facem să ne gândim la compania în care suntem, indiferent că dacă e privată sau de stat, pentru că vedem foarte bine și cu ochiul liber, companiile se închid, deja sunt probleme la buget cu banii, deja sunt probleme la bugetul de sănătate cu banii, la bugetul de pensii cu banii, iar aceste bugete se alimentează numai în condițiile în care sunt angajați, numai în condițiile în care companiile trăiesc. Noi românii suntem foarte individualiști. Mă întorc din nou la japonezi. Japonezii muncesc pentru ei, pentru conducător și pentru țară. Dar noi ce treabă avem cu Japonia? Da, chiar așa, ce treabă avem noi cu Japonia? Noi avem treabă cu noi. Noi muncim ca să ne luăm noi salariul, pe noi nu ne interesează dacă totul se dărâmă în jurul nostru, atât cât noi ne luăm salariul. Corect. De multe ori nu ne gândim la viitor, ne bucurăm de 1 mai, corect, ne bucurăm că avem o zi liberă și apoi uităm. În după Portugalia... Aia înjurăm că ăștia nu ne dau. Da. Cine sunt ăștia? Ăștia suntem chiar noi care ar trebui să ne dăm. Chiar noi suntem, adevărat. În Portugalia s-au făcut măsuri de austeritate, s-au luat aceste măsuri, decizii de suspendare pe 5 ani a zilelor libere, a 4 zile libere din cele 14 pe care le aveau 14. Este deci, un început. Ei și-au făcut un calcul și au văzut că situația economică tinde spre o creștere negativă, cum le place conducătorilor noștri și guvernanților noștri să zică, și atunci au acceptat, au discutat probabil cu sindicatele și au acceptat de comun acord într-un efort național să pună toți umărul și să încerce să oprească un pic din declinul economic datorat crizei economice. În încheierea emisiunii eu vă propun să vedem și oamenii ce ne-au răspuns, dacă primesc prime de Paște, dacă muncesc de Paște, sigur că da, ce fac de Paște. Sigur, dar că da, până atunci putem să vă spunem și la revedere, vedeți sigur părerile da, oamenilor și noi ne revedem săptămâna viitoare. Sigur, mulțumim că sunteți alături de noi, mulțumim sponsorilor, ne puteți vedea pe Facebook, o seară plăcută în continuare. La revedere! La revedere! Prima de Paște nu știu dacă ne se dă, nu știu. Și prima primiți? Prima, da, 500 de mii. Și prima aveți? Dar dumneavoastră când munceați, primeați prima de Paște, zile libere? Nu. Niciodată n-ați primit? Mai șefii primeau. Ca și acum. Dar ca ce ați muncit? Am fost macarageu în combinat. Și nu primeați nici măcar o zi liberă de Paște? Nu. Niciodată. Șefii primeau și atunci și ca și acum. Nu. Nu, nu, nu. Numai cine era fruntaș în muncă primea primă, cine avea rezultate bune. A, nu munciți în țară. Da, unde munciți în țară? În Slovacia. Salariul este bun acolo, adică aveți, să vă permiteți pentru masa de Paște? Da. Emisiune sponsorizată de Condor Oil.